Sfântul Nicolae este sărbătorit în fiecare an pe 6 decembrie, dar Moș Nicolae vine în ajun pe 5 decembrie seara, urmând ca micuții care au fost cuminți și au pregătit ghetuțele să găsească darurile a doua zi dimineața. În tradițiile românești, Sfântul Nicolae apare pe un cal alb, păzește soarele care încearcă să se refugieze pe lângă el spre tărâmurile de miază noapte pentru a lăsa lumea fără lumină și fără căldură. Invitat în emisiunea Între oameni a jurnalistei Oana Șlemco, suceveanul Constantin Dârja este personajul care îl întruchipează pe Moș Nicolae. Întrebat despre perioada sărbătorilor în copilărie, acesta a mărturisit: tradițiile există de mult. Acum depinde de familie, depinde de foarte multe. Primeam câte o portocală, primeam banane, se găseau și mai rar. Țin minte că în pom puneam nuci în staniolul de la bomboane ca să le ținem de pe un an pe altul. Am găsit undeva o definiție extraordinară. Alege să faci în viață ce-ți place. Să-ți placă atât de mult încât să fii dispus să o faci gratis pentru ceilalți. Sfântul ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a născut în localitatea Patara din Asia Mică, în cea de-a doua jumătate a secolului al III-lea, într-o familie de oameni înstăriți și creștini devotați. A fost prigonit și închis pentru credință. Ideea de dărnicie vine din povestea a trei fete sărmane care nu se puteau mărita pentru că nu aveau zestre. Nicolae le-a dat 3 pungi cu galben pe care le-a aruncat pe fereastra fiecăreia. Săculeții au căzut în ghetele fetelor. Acest lucru a dus la obiceiul copiilor de a aștepta cadouri în ghetuțe. Crescut în spiritul poveței creștine să împarți averea săracilor, Sfântul Nicolae și-a dat întreaga moștenire pentru a-i ajuta pe nevoiași. Sunt două tipuri de copii. Copiii care, în momentul în care intră moșul, sunt foarte familiari, foarte fără trac. Moșul le salută, ai venit la sat, încep să scoată, să vadă, mi-a adus și asta, și asta, și asta. Și sunt copii sfioși, care stau în banca lor, care te roagă moșul, poți să-ți pun o poezie, altă abordare. Abordare a transferului cadourilor către ei.